Îngrijirea puilor de o zi nu este deloc o treabă complicată dacă respectăm câteva reguli clare. Una dintre aceste reguli o reprezintă asigurarea unui mediu cald puișorilor pentru a avea un efectiv mare și sănătos. Becurile cu infraroșu sunt ideale în această privință, deoarece asigură un echilibru perfect între distanța de la care încălzește adăpostul gradul de acoperire al cădurii și puterea pe care o consumă. În acest sens, eu vă recomand becurile cu infraroșul la maternități, de o calitate ridicată și utilizare de lungă durată, perfecte pentru încălzirea puilor, dar și al altor animale din gospodărie. Le găsești atât în varianta de 150 fați, cât și de 250 fați. Becul este fabricat din sticlă rezistentă, robustă, având o utilizare de până la 5.000 de ore. De asemenea, becurile cu infraroșu se remarcă și prin faptul că scad din costurile pe energie cu până la 30% față de becurile clasice de încălzire. Becul se va poziționa la o distanță de 50 de centimetri față de podea pentru a nu supraîncălzi podeaua și astfel să creați disconfort puilor. Îți prezentăm mai jos care sunt avantajele și beneficiile utilizării becurilor cu infraroșu pentru încălzirea adăpostului puilor. Menține o temperatură optimă a corpului puilor, fără a-i sufoca. Reduce riscul de formare a mucegaiului în adăpost. Sunt reduse șansele de înmulțire a bacteriilor. Ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute. Menține un aer proaspăt în adăpost. Este stimulată creșterea masei musculare. Ajută la îmbunătățirea respirației. Sunt ameliorate durerile resimțite de pui atunci când sunt mutați dintr-un loc în altul. Becurile cu infraroșu reprezintă un real ajutor în gospodărie, aducând o serie de beneficii puilor și creșterii acestora. Achiziția acestora vă va aduce avantaje pe termen lung. Voi cum procedați? Scrieți în comentarii ce fel de becuri aveți la maternitățile de pui. Atât pentru acest video, nu uita să te abonezi la acest canal, să apeși butonul like, să distribui acest video în social media și să urmărești și cele patru video pe care ți le-am pregătit acum la final. Mulțumesc!